Bă! Ce? Deci, what? Nu o să crezi la ușă. Ce? Haide, vino să vezi! Hai, filmezi! Haide, vino să vezi! Serios, bă! Nu o să crezi la ușă. Bă! Salut al meu și bine v-am regăsit astăzi la un nou video mai special. Data asta vreau să vorbim despre comunitatea asta de YouTube, pentru că s-a dus dracu. Deci cum puteți vedea, s-a dus chiar dracu. Deci dacă anul trecut era pe dracu, acum e dată dracu rău de tot. Pentru că în acest video vreau să vorbim despre cearta între Shelly și Vlad Munteanu, pentru că mi se par, nu știu, niște această ceartă regizată dintr-un simplu motiv. Da? Eu o să spun prima opinie, după care Andrei o să spună părerea, pentru că salută, mă numesc Andrei. Așa se întâmplă cu el și nu știu, nu vreau să fac hate sau ceva de genul ăsta. E doar opinia noastră. Da, este opinia noastră și chiar nu știu, dacă toți au spus-o, de ce să nu o spun și eu, pentru că este, nu știu, spațiu liber. E libertate de exprimare la maxim pe YouTube, putem să spunem ce vrem. Da, adică dacă ăsta Călinaciu l-a făcut poponar pe Vlad Munteanu sau chiar pe Amuntui. Dar dacă ăsta te gândești că e pe Amuntui, i-a băgat la pulă, da, mă rog. Da. Așa. Noi o să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat de fapt între cei doi și, mă rog, o să vedem ce o să urmeze, da? Mă, sincer, dacă ai, de exemplu, dacă te ceri cu un prieten, zic și eu, hai să-ți dau un exemplu, da? Să vă dau așa un exemplu. Dacă, de exemplu, eu mă cert cu Andrei, eu n-o să pun pui tu, să n-o să fac mare click. Dacă ai ceva cu un prieten adevărat, cum spune Andrei Șelaru, că e prieten foarte bun cu Vlad Munteanu și că îl cunoaște de 2 ani, puteau să-și are liniști scuze în 4 ochi, fără filmare. Asta numai dacă sunt prieteni numai pentru a face YouTube, că de ce nu? Da, și asta mi s-a putut, adică de ce nebai face treaba asta, pentru ce face? Este efectiv cei doi, de fapt nu numai ei s-au vândut pentru vizualizatori, ci pentru, bă, și Mimi, frate, toți, mă, efectiv toată comunitatea asta de YouTube, nu știu, după... Mari. Majoritatea. Da, majoritatea YouTube-urilor mari, nu zic că toți de pe YouTube, dar așa sunt falși și infecți, frate. Deci la modul cel mai serios. Puteți acum să mă jurați, efectiv chiar nu pasă că... Ăsta e adevărul. Da, adică chiar o să se afle, frate, pentru că na, cât puteți să o ducem așa în stadiul ăsta? Proverbul ăla, adevărul totdeauna va ieși la lumină. Da, adică eu nu înțeleg de ce naiba ai vrea să ai mai multe vizualizări și să faci un, cum se cheamă, să ai o comunitate în care lumea spune, bă, dar eu aș fute-o pe asta, eu aș dezbrăca-o, adică, pe bune, eu nu știu care, de când îți aduce un bagaj sufletesc treaba asta, să ai comentarii de genul ăsta, nu, frate, nu, zic eu, dacă ai fi serios, frate, și ai face clipuri ca lumea și măcar ți-ar păsa totuși cât de puțin de comunitatea asta, de comunitatea ta, sincer, YouTube-ul n-a mai fi așa, adică e bine să ne, nu știu, să ne respectăm unii pe alții, frate, să ne ajutăm, ce colaboră, ce să ne ajutăm, să ne cerem sfatul, suntem niște șerpi, asta suntem. Bun, acum să zic și eu put câte ceva. Da, zi, că eu... Să facem un rezumat. Da. Deci, pe data de 18 iulie, ieri, Shelly a postat un video cu titlul Vlad Munteanu s-a supărat pe mine și mi-a dat bloc. Ok, bun. Asta cred că e ceva personal care nu ne privește pe noi, din punctul ăsta de vedere. Bun, trecem la ziua de astăzi, pe 19 iulie. Vlad Munteanu, ce s-a întâmplat de fapt între mine și Shelly? Un titlu imens de clickbait, de telenovele, de viață privată, bla bla bla. Da. Shelly, m-am întâlnit față în față cu Vlad Munteanu. Un titlu... Te-ai întâlnit față în față, mamă, față față, băi. Paaa! Parcă continuă. E o telenovelă din aia ca, cum îi zice, ca Alea Turcești de pe canal de da, 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 da. Da, da, da. Canceroase. Da, și opinia mea este că nu mi se pare normal ca între prieteni, cum ziceți voi că sunteți,
să vă filmați cu camerele față în față. Asta și vreau să zic acum. Deci, Shelly, în momentul acesta, cum vedeți și voi, este cu camera în fața apartamentului lui Vlad Munteanu. Și Vlad Munteanu reciproc. Deci așa ceva numai în telenovele găsiți. Așa. Asta a fost opinia mea. Așa, bun, hai să... Și imediat. Scuze-mă. Și nu numai noi avem părerea asta despre ei, ci și subscriberii, unii subscriberi acestor youtuberi. Acum citesc câteva comentarii de la Vlad Munteanu. How to become popular in high school too. Nu știu ce să cred, de ce ai luat camera după tine, să răspunzi la ușă? Dacă era adevărat, nu mai puneai din nou partea ineditată la final. Bă, băjeților, nu mai știți să mințiți. Regia Ilie Bivol. Regia Andra Gogan. Asta e the good one. Da, cât de fake. Și voi ați ajuns ca să faceți seriale, păcat. Frumos, bă, în puncte puncte, faceți videoclipuri cum v-aș ierta doar pentru vizualizări. Ce profesional. Deci după cum vedeți, nu noi suntem așa zici hateri. E fix părerea noastră și este și părerea subscriberilor voștri, că noi avem oamenii noștri și e vorba de oamenii voștri, să zic așa. Da. Pentru ei faceți videoclipul. Da. Atât am avut eu de spus. Ok, hai acum să vă spun și eu că probabil că acum vă întreba ce dracu te-ai tâmpit bluză. Bun, hai să spun exact cam ce s-a petrecut în acele două clipuri între Lași Shelly și la Vlad Munteanu. Deci Shelly s-a plâns pe tot clipul că de ce i-a dat bloc, că nu știe ce să facă în această situație, nu știu, bla 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 și bla bla bla. Bun, la Vlad Munteanu a fost căcică, mă rog, s-a supărat pe Shelly căcică, i-a spus niște lucruri personale, că vrea să-l întreacă pe Vlad cu diss-track-ul lui și așa mai departe, știi? Și o prostie diss-track-ul ăsta. Da, o să vorbim despre el mai târziu puțin. Așa, și după care la finalul clipului, celălalt frate al lui Vlad Munteanu, că nu știu cum pula mea îl chemă și pe ăla, s-a dus la ușă, știi, că mă rog, că a sunat chipurile Shelly, știi, mă rog, s-a dus ăsta Vlad Munteanu cu camera în mână, că n-a să-ți filmeze când intră cineva așa și ghiți cine era, era Shelly. Deci Vlad Munteanu s-a dus la ușă cu camera în mână și ghiți ce, și Shelly avea camera în mână, deci ca să vezi ce regie de doi bani au făcut, bravo România. Te iubesc, bă. Băi, ce-mi place comunitatea de YouTube. Bun. Acum vorbim despre Mimi. Pentru că dacă am vorbit despre acest scandal, hai să o băgăm și pe ea. Pentru că și ea face oarecum parte din acest scandal. Bun. Deci cum să faci... Cum să faci un clip, un Q&A, să pui la titlu Mai sunt virgină? Păi, dar de ce ne întrebi pe noi treaba asta? Adică, că nu înțeleg de ce ai pune așa ceva în titlu. Ca după aia când ajung acolo să dai un răspuns de ăsta sec. A, păi nu sunt. Pe bune? Training. Pe bune, adică am așteptat, eu știu, 5 minute doar ca pentru un simplu, bă, nu sunt. Pe bune? Chiar data ești în stare? Dă mai mult! Sau videoclipul ăla cu cum am cunoscut-o pe Andra Gogan sau pe Mimi, nu mai știu videoclipul. Da, nu, era era de la Shelly și cum am cunoscut-o eu pe Andra Gogan. Cui pula mea îi pasă cum te-ai cunoscut tu cu fata aia, pe bune? Mamă, deci fix nu mai pot să mai dorm eu noaptea că nu știu cum v-ați cunoscut. Cui dracu îi pasă, pe bune? Asta știi cum e? E exact ca, cum îi zice, ca antenele alea de la televizor sau ca show-urile alea. Nu suntem la telenovele aici pe YouTube în România, nu mi se pare normal. Da, e ca și când m-așa s-ar apuca tachimul să facă așa un vlog, să zică, da, cum a cunoscut-o pe maică-mea. Pune, cui pula mea îi pasă, adică nu-i pasă nimănui, frate. E mine personal. Da, că sunt intime în pula mea, adică nu cred că e ceva să te expui pe internet, să spui cum v-ați cunoscut. Nu e normal, nu știu, eu în punctul meu de vedere, frate, sincer, YouTube-ul din 2013 era mai bun pentru că, de-adevăr, și Shelly făcea clipuri de calitate în trecut, adică mi-a plăcut foarte mult când a făcut ăla cu Dacă Google ar fi om, frate, știi? Și mi-a plăcut foarte mult pentru că chiar a muncit pentru clipul ăla, chiar a editat, adică n-a fost un clip de-asta făcut de-a-n pula, știi? Chiar mi-a plăcut atunci pentru că, na, a editat, a depus muncă, nu știu dacă chiar l-a editat el, dar totuși a depus muncă și nu știu dacă ideea a fost 100% originală, dar vreau să zic că a fost... Cum se cheamă? Super, super marfă. Și acum ce avem? Poveștie de pe Wapped,
de pe TPU sau mai sunt virgină, că n-ai la mod acum. Pe bune, deci chiar pe mine mă îngrijorează treaba asta pentru că sunt unii oameni pe YouTube și nu zic de mine, frate, nu, eu mă exclud, deci chiar nu m-a băgat în seamă, dar sunt unii oameni Nici pe mine. pe YouTube care chiar depun muncă, de exemplu Paul Adrian, Radul, și mai sunt câțiva, mai ăsta, Zapi TV, de exemplu, care iarăși e foarte amuzant. Știu că voi, Bobo Spider. Bobo Spider, de exemplu, frate, care prin Deci, 2000... el, de exemplu, e gamer meu preferat și na, nu i-au luat alții în față, să zic așa. Dai, deci prin 2013 chiar era forță Da, da, da. Bobo Spider, dar eu nu știu de ce asta, deci toată lumea s-a... Nu știu, eu chiar nu știu ce vă place, adică chiar vă place clickbait-ul, pentru că la noi acum YouTube-ul românesc este pe clickbait și acum o să spuneți, bă, dacă nu-ți place YouTube-ul românesc, du-te dracu la cei din afară. Bă, eu... Mie nu-mi place să vorbesc în engleză, de exemplu. Vreau la mine în țară. Na, eu, de exemplu, sincer, chiar mă uit, frate, și, într-adevăr, că acolo și acolo sunt labagii lor. Și că nu poți să spui că comunitatea din America e wow, e lux. Nu, frate, și ei au o Până la... Stai un pic, grămadă. să completezi un pic. Până la urmă, fiecare țară e la fel ca noi și au și YouTuber overrated, dar și underrated. În orice țară cred că se găsește așa ceva. Părerea mea. Da, dar la noi ideea este că, cum se cheamă, suntem o țară și doar la noi se vorbește limba română, adică nu cred Ha. că se vorbește și prin spaniol, dracu se vorbește, și de asta acum e atât de greu să crești pe YouTube, pentru că oamenii, cum se cheamă, nu mai apreciază ceea ce este bun, ci acum apreciază ceea ce este fake. Și nu Mișt știu, părerea mea, oricât ai încercat tu, ca YouTuber mai să spui, bă, dar nu sunt eu fake, e BC sau mai știu ce, toți sunteți falși în pula mea. Și mă refer aici la YouTuberi care chiar sunt cunoscuți, nu la cei care nu prea sunt cunoscuți. Mă refer la Hymen, la Shelly, la toți ăștia, că dacă am zis că fac acest clip pentru așa, eu zic că chiar vreau să mă descarc, să spun opinia, nu știu cum o fi, ea bună, rea, asta e opinia mea, dacă mă jucați sau foarte bine, dacă nu, asta e chiar puțină uite, pasă. uite un alt titlu de la Shelly, clickbait. A vrut să se arunce de la etaj. Na, poftim, na, poftim. Nu, poftim acum. Deci, pe bune, adică chiar atât de prost ai ajuns să faci să pui acest clickbait, adică ce te-ar crede, pe bune? Mie îmi plac clickbait-urile, dar îmi zice ceva. Să aibă legătură neapărat cu videoul. Da, adică n-am nicio, adică bun, nu pui un titlu de asta mai clickbait așa, bă, dar să aibă legătură, mă, să se întâmple treaba aia, mă, ce scris tu un căcatul ăla de titlu, frate, știi? Pentru că Corect, este corect. enervant, frate, știi? Pentru că sunt unii oameni care muncesc pentru clipurile lor și nu sunt atât de bine apreciați pe cât ar trebui să fie, știi? Adică e derutant să văd pe Paul Adrian care are 9000 de like-uri la un clip și Sau azi, Bobo Spider. da, s-a Bobo Spider, și văd alții care pun povești de pe WhatsApp sau cum dracu se pronunță căcatura și iau, eu știu, 23.000 de like-uri și așa mai departe. Sincer, mă doare sufletul, frate, pentru că unii oameni chiar depun muncă în ceea ce fac ei. Și editare foto depun și timp foarte Da, mult, da, da, fac da. și sacrificii pentru a cumpăra echipament foarte bun. Și nu contează acum echipamentul de gaming pe care Da, l-ai, da, da, frate, da, da. contează, frate, persoana, frate, pentru că persoana face totul, frate. Asta spun o chestie, de noi suntem, ca oameni, suntem diferiți, frate, mă înțelegeți? Adică, na, fiecare om are cu o personalitate, știi? Cum Și... suntem noi doi? Suntem foarte. Eu sunt foarte diferit de Dragoș. Da, e că, na, el e diferit de mine, na. Asta, Da. eu, frate, știi? Și e bine să te uiți puțin la omul ăla, să vezi cum gândește. Să-i acorzi o șansă, știi? Nu să, a, nu mă uit la asta, nu, mă uit la Bisi sau mă uit la Shelly, știi? Adică, efectiv, cearta asta și cum e acum în prezent YouTube-ul, e încăcat. Deci acum, lăsăm la o parte orice fel de discuții, dar chiar e într-un căcat maxim, frate. Știi, pentru că, na, în loc să o facem mai bună, în loc să promovăm oamenii care chiar sunt ok și care chiar depun muncă, noi îi promovăm pe cei care nu merită, știi? Rotbi, Sucre, Bobo Spider sunt destui. Da, adică, da, frate, de exemplu, Sucre, frate, bă, mie îmi place cum gândește omul ăla, frate. Deci le Da. are, da, frate, și face și glume, adică nu e fals, frate, nu e fals. Știi, nu... Deci nu l-am văzut niciodată să citească din scripturi, deci vorbește cum simte omul. Da, adică, frate, dacă, de exemplu, cum a vorbit la Max și altele, frate, știi, cum ar fi, frate, nu mai... Atât de fals.
Bă, deci numai, deci asta vă răsc eu, frate, să citești dintr-un script, frate, spune ceea ce simți tu, frate, știi? Spune ceea ce simți tu pentru că trebuie să fii tu. Pentru că lumea te apreciază pe tine, pe persoana ca persoană. Ta, ca persoană, nu pe scripturi, pe, nu pe niște scripturi, frate, fii tu însuți. Eu asta apreciez la oameni, că nici tu însuți. Bă, dacă nu-ți place ceva la omul ăla, bă, zi eu, frate, știi? Bă, îmi place să fii sincer, frate, știi? Direct. Nu, a, nu, că... Na, are ăla 100.000 de bani. Nu, frate, dacă vrei să spui ceva, spune, știi? Asta vă se bazeze să fiu așa. Dacă lumea ar fi sinceră pe YouTube și ar fi corectă, sincer, acum am fi departe, da? Cu cine, dracu, mă? L-avem pe Mimi. O avem pe Mimi. Da, ce pula mea. Eu aș vrea să fiu sincer să fiu. Acum, mă rog, rămâne între noi. Dar să nu mai spune la nimeni, da? Adică... Da. Adică... Deci... Eu am terminat cu părerea mea. Mă rog, ce pot să zic acum? Păi facem așa un fel de rezumat la tot ceea ce am spus acum. Ideea este că cearta... Vă rog să fiți mai către cei care vizualizați pe Shelly, pe Ilie, pe Munteni. Fiți mai atenți la videourile lor. Citiți comentariile. Citiți-le pe... Pe fiecare. Ale subscriberilor lor, că sunteți colegi între voi, să zic așa, între abonați. Luați-vă după cei care observă falsitatea lor. Și chiar o să vă prindă bine asta. Cum mi-am dat și eu seama acum mult timp despre cât de falsi sunt unii youtuberi. Ăsta e mesajul meu. Da. Mă, aia să facem acum un fel de ultimatum rezumat. Ideea este că cearta dintre Shelly și Vlad Munteanu a fost fals. Da, și o să vă pun, probabil că la începutul clipului, așa, o să vă pun exact clipul și scena aia care s-au întâlnit ei. Mă rog, știu că acum am mai vorbit despre, că i-am mai băgat în oală și pe mai mulți, dar efectiv am simțit nevoia să mă eliberez, să spun punctul meu de vedere, chiar dacă a fost prost, chiar dacă a fost unul bun. Ideea este că... Ține-ai prea mult în tine și nu face bine să ții în tine. Da, asta e ideea, pentru că nu m-am... Pentru că n-am... Deci mi-am făcut canalul ăsta să eu știu să fac critică, dar efectiv am ajuns în punctul în care am zis, bă, frate, trebuie să puneți programul, trebuie să-mi spun și eu părerea și să văd și eu ce păreau alții despre acești YouTube, adică poate eu sunt de vină, poate, eu știu, nu gândesc eu cum ar trebui să gândesc, nu știu, părerea mea este că YouTube-ul s-a dus dracu, sincer să fiu, adică suntem o țară, cum se cheamă, comunitatea asta nu e atât de mare, imensă, și ar trebui, practic, să ne ajutăm unul pe altul, frate, știi, adică să ne, nu știu, să ne dăm sfaturi, să vorbim, să, știi, adică să fim așa prieteni între noi, nu să vânăm faimă, bani, vizualizări și așa mai departe, adică nu înțeleg rostul, sunt niște cifre în pula mea. Adică... Până la urmă, eu fac din plăcere ca un hobby că nu prea am ce face, că dacă tot mă joc, am zis să și filmez ceva, că na. Na, eu, de exemplu, frate, tot ce am făcut până acum în acești 4 ani, aproape 5 ani, a fost din... pură pasiune pentru mine, cât și pentru voi. Adică mi-a plăcut foarte mult. Și n-ai câștigat niciun ban și ți-ai continuat hobby-ul cu plăcere. Da, adică nu, frate, nu trebuie bani din YouTube. Nici n-am nevoie de bani din YouTube pentru că nu câștigi nimic din YouTube România. Adică, na, mă rog, asta e cu câștigul și cu banii, asta e într-un alt clip, dar momentan acum am vorbit despre ce scandalul ăsta. Mă rog, sper că v-a plăcut oare ce am vorbit. Sper că, na, având în vedere că e și primul meu clip despre, eu știu, un scandal așa de mare. Da. La mine cred că e primul și ultimul, pentru că deja mi-am spus părerea despre comunitatea din România și scopul videoului a fost să vă luminăm, să zicem așa. Da, deci, mă rog, ideea asta, cum se cheamă, am vrut să fac acest video de foarte mult timp, dar am zis, bă, e că nu fac, știi? Mă rog, asta am vrut să vă spun, sincer, nu știu dacă o să mai adaug ceva, dar aici o să închei eu. Vă mulțumesc că ați înțeles ce am vrut să vă spun. Dacă, eu știu, vreți să vă mai răspund la comentarii sau n-ați înțeles ceva sau nu v-a fost clar ceva, o să vă răspund în secția de comentarii. Eu am fost... Și la mine la fel. Așa. Și eu am fost Andrei. Vă salut. Pa, pa.